Când o doamnă sau o domnișoară refuză primul buchet de flori, cred că merită să mai încerci o dată. Teoria nu funcționează însă și atunci când un polițist refuză prima propunere de a lua șpagă. Am aflat acest lucru de la un bărbat din Neamț, care i-a oferit 4.000 de lei unui om al legii după ce a fost prins în mașină cu 500 de litri de alcool pentru care nu avea acte de proveniență. Pentru că polițistul a refuzat banii, bărbatul și-a încercat norocul și a doua zi. Polițistul l-a așteptat însă cu un flagrant. Ăștia sunt banii, știm despre ce e vorba, da? Discutați, sunteți sinceri, e aici și doamna procuror. N-are rost, treaba e clară, de ce așa aveați ascult dumneavoastră, aia erați cu inimă când am intrat eu. Bărbatul din imagine nu are nimic de spus în apărarea sa. De altfel, abia reușește să explice ce voia să facă cu banii. Ce ai dat bani pentru asta? Mulțumesc, care e? Alcoolul ăsta? Alcoolul ăsta de unde este? De la tine? Îl fabrici tu? Și atunci de unde e? Alcoolul i-a adus omului toate necazurile. El a fost oprit de câțiva polițiști în trafic pentru un control de rutină. Nu a reușit să dovedească de unde are băutura, dar era hotărât să scape din încurcătură. I-a spus polițistului că îi dă 3.700 de lei plus întreaga cantitate de alcool. Sunt dosar penal pentru alcoolul ăsta. N-ai acte de proveniență pe el. Da. Omul legii a refuzat, însă bărbatul a promis că se va întoarce a doua zi cu o nouă ofertă mult mai tentantă. S-a ținut de cuvânt și s-a întors cu oferta dublată, dar polițistul pusese la cale deja flagrantul.